Bună ziua din nou, prieteni dragi! Sunt Miora Grengani, și consilier psihoterapeut și hipnoterapeut clinic. Iar astăzi avem ca temă rezolvarea conflictelor și evitarea greșelilor. Înțelepciunea convențională spune că o bună comunicare poate îmbunătăți relațiile. Poate crește intimitatea, încrederea și sprijinul. Conversația este de asemenea adevărată. O comunicare slabă poate slăbi legăturile, creând stres, neîncredere și chiar dispreț. Deoarece conflictul este practic inevitabil în relații și nu neapărat un semn de probleme, puteți reduce o cantitate semnificativă de stres și vă puteți consolida relațiile în același timp dacă vă construiți cunoștințele și abilitățile pentru a gestiona conflictul într-un mod sănătos. Astăzi vă voi da câteva exemple de atitudini și modele de comunicare negative și chiar destructive, care pot exacerba conflictul într-o relație. Primul ar fi evitarea conflictelor întru totul cu desăvârșire. În loc să discute despre frustrările legate de construirea într-un mod calm, respectuos, unii oameni nu spun nimic partenerului lor până când sunt gata să explodeze. Apoi îl înfățișează într-un mod furios, într-un mod rău. Aceasta pare a fi traseul mai puțin stresant. Evitarea unui argument în totalitate, dar de obicei, provoacă mai mult stres ambelor părți pe măsură ce tensiunile cresc. Resentimentele fac să supureze și în cele din urmă rezultă un argument mult mai mare. E mult mai sănătos să abordezi și să rezolvi conflictul. Aceste abilități de comunicare asertive te pot ajuta să spui lucrurile într-un mod în care cel mai probabil vei fi auzit, fără a fi lipsit de respect față de cealaltă persoană. Al doilea ar fi a fi defensiv. În loc să abordeze plângerile partenerului cu ochi obiectivi și voință de a înțelege punctul de vedere al celuilalt, oamenii defensivi neagă cu siguranță orice nelegiuire și muncesc din greu pentru a evita privirea posibilității că ar putea contribui la o problemă. Refuzul responsabilității poate apărea să atenueze stresul pe termen scurt, dar creează probleme pe termen lung atunci când partenerii nu se simt ascultați și nu au rezolvat conflictele și continuă să crească. Numărul 3 este generalizarea excesivă. Când se întâmplă ceva care nu le place, unii îl resping proporțional, făcând generalizări mărețe. De aceea, evitați să începeți propozițiile cu tu întotdeauna sau tu niciodată sau întotdeauna te întorci acasă târziu sau nu faci niciodată ceea ce vreau să faci. Opriți-vă și gândiți-vă dacă acest lucru este adevărat sau nu. De asemenea, nu provocați conflictele din trecut pentru a arunca discuția pe subiect și a stârni mai multă negativitate.
Aceasta se află în calea rezolvării adevărate a conflictelor și crește nivelul conflictului. Uneori nu suntem conștienți de felul în care mintea poate arunca lucrurile în proporție. Această listă a distorsiunilor cognitive obișnuite poate ajunge în calea relațiilor sănătoase cu ceilalți și poate exacerba nivelul de stres. Vedeți care dintre ele vă poate fi familiar. Numărul 4, a avea dreptate. Este dăunător să decizi că există un mod corect de a privi lucrurile și un mod greșit de a privi lucrurile și că modul tău de a vedea lucrurile este corect. Nu cereți ca partenerul dumneavoastră să vadă lucrurile la fel și nu luați ca un atac personal dacă au o opinie diferită. Căutați un compromis sau cădeți de acord să nu fiți de acord. Și nu uitați că nu există întotdeauna un drept sau un greșit și că două puncte de vedere pot fi valabile ambele. Numărul 5 este psihoanalizarea sau citirea minții. În loc să întrebe despre gândurile și sentimentele partenerului lor, unii oameni decid uneori că știu ce gândesc și simt partenerilor, bazându-se doar pe interpretării defectuoase ale acțiunilor lor și presupun întotdeauna că este negativ. De exemplu, a decide ca unui partener care întârzie nu-i pasă suficient ca să fie la timp acasă. Acest lucru creează ostilitate și neînțelegere. Este important să rețineți că venim cu toții dintr-o perspectivă unică și muncim din greu pentru a nu-și asuma nimic. Ascultați cu adevărat cealaltă persoană și lăsați-i să explice de unde provin. Numărul 6 este că uiți să asculți. Unii oameni deseori întrerup, își rotesc ochii și repetă ceea ce vor spune în continuare, în loc să asculte cu adevărat și să încerce să-și înțeleagă partenerul. Acest lucru vă împiedică să vedeți punctul lor de vedere și vă împiedică partenerul să vrea să-l vadă pe al vostru. Nu subestimați importanța ascultării și empatizării cu celălalt. Aceste abilități de ascultare sunt foarte importante de avut în vedere. Numărul 7 este jocul de a învinovățirea. Unii oameni se confruntă cu conflictul criticând și blamând pe cealaltă persoană pentru o situație. Ei văd că admite orice slăbiciune din partea lor ca pe o slăbire a credibilităților și evită cu orice preț și chiar încearcă să-l facă să le fie rușine că sunt vinovați. În schimb, încercați să vedeți conflictul ca pe o oportunitate de a analiza situația în mod obiectiv, de a evalua nevoile ambelor părți și de a găsi o soluție care vă va ajuta pe amândoi. Numărul 8 ar fi încercând câștigarea argumentului. Dragii mei, dacă oamenii sunt concentrați să câștige argumentul, relația pierde. Dacă oamenii sunt concentrați să câștige argumentul, cu siguranță relația va pierde. Punctul unei discuții despre relația ar trebui să fie înțelegerea reciprocă
și ajungerea la un acord sau rezoluție care să respecte nevoile tuturor. Dacă faceți un caz pentru cât de greșită este cealaltă persoană, reducând sentimentele și rămând blocați în punctul dumneavoastră de vedere, sunteți concentrat într-o direcție greșită. Numărul 9 este blocajul. Când un partener dorește să discute despre problemele tulburătoare în relație, uneori oamenii sunt în mod defensiv, care refuză să vorbească sau să asculte partenerul. Acest lucru arată lipsă de respect și, în anumite situații, chiar dispreț, lăsând în același timp conflictul de bază să crească, să fie mare, tot mai mare. Blocajul nu rezolvă nimic, dar creează sentimente și relații dure. Este mult mai bine să asculți și să discuți lucrurile într-un mod respectuos. Câte dintre aceste modele de comunicare îți sună familiar ca ceva ce ai face? În care din aceste modele de comunicare te regăsești? Aștept comentariile voastre și până data viitoare vă spun la revedere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Aveți grijă de voi!